Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la o nouă ediție Insider Politic. Știți ce mai înseamnă astăzi acronimul CFR? Căile fatale române. Doar norocul și viteza mică a trenurilor ne ajută să bifăm numai victime răzlețe, deși pericolul pândește la fiecare macaz. Chiar și catastrofele ajung cu întârziere în gările din România. Dar ajung. Cele trei litere, CFR, mai pot însemna și alte cuvinte din vocabularul procurorilor. Coțcărie, furt, risipă. Timp de 30 de ani, pe șinele din România s-a plimbat nepăsarea politică. Însă guvernul promite că vor circula și miliardele din alt acronim celebru, PNRR. Când vor începe să se miște lucrurile, la propriu? Ne răspunde ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Și tot ministrul ne va explica de ce în aeroportul Otopeni fac check-in șpăgi de milioane de euro în timp ce Tarom își mai plimbă doar datoriile. Începem. Domnule ministru, bine ați revenit la Insider Politic. Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Ați picat într-un moment perfect. În gări avem accidente mortale, în aeroport avem șpăgi de milioane de euro, în Parlament se stabilește pragul pentru hoție și pe internet Liviu Dragnea s-a apucat de gătit. Da. Într-un fel sau altul, toate au legătură cu dumneavoastră. Liviu Dragnea... Vi-l las la sfârșit ca desert. Lăsați ca desert, dacă tot vorbim de bucătărie. Bun, pe rând. CFR, haide să începem CFR. Pentru că e o problemă pe care eu am tot spus-o, inclusiv la dumneavoastră, în emisiune. Atât timp cât de 30 de ani nu s-a investit nimic în ceea ce înseamnă, sau aproape nimic, pentru că nu poți să zici că a fost zero pe toată linia ca investiții în acest domeniu al căilor ferate. Asta duce timp de 30 de ani la o degradare a acestui sistem feroviar din România. Fie că vorbim de infrastructură, de CFR, sau fie că vorbim de lucrurile care țin de garniturile de tren. Că e CFR Marfă, că sunt operatori privați sau că e CFR Călători, cum spuneați dumneavoastră mai devreme. Sigur că lucrurile acestea au dus inclusiv la închiderea industriei aferente sau mari părți din industria aferentă de reparații, de vagoane, de modernizare. Au mai rămas unul, două puncte în România unde se mai repară locomotive sau se modernizează. Erau foarte multe înainte de Revoluție pentru că s-a investit. Deci această repornire, ce vreau să subliniez e următorul lucru, că această repornire nu e simplă. Dacă 30 de ani lucrurile s-au așezat pe anumite baze economice, toată această repornire nu se poate face de pe azi pe mâine. Dar în schimb, așa cum aminteați și mai devreme, sunt bani care vin fie pe programele operaționale, că vorbim de POIM, care numai ce se încheie. Bani europeni, că vorbim de PNRR sau de programul operațional transportul 2021-2027, sunt mulți, chiar foarte mulți bani care vin pe această zonă. Fie că vorbim de infrastructură, și știți că am semnat deja contractele pe PNRR pe aproape 80% din ceea ce înseamnă investițiile din PNRR pe zona CFR, dar și pe achiziții. De 20 de ani, domnule Zacman, în România nu s-a cumpărat niciun tren nou sau o garnitură. Și acum o să se cumpere? Anul acesta încep să vină. Avem deja achizițiile semnate pentru 37 de garnituri noi și sunt în curs, licitația este în curs pentru peste 80 de încă de garnituri de tren noi, de lungă distanță sau scurtă. Lucrurile astea se vor vedea și vor veni. Pe parcursul acestui an încep să vină primele garnituri de trenuri noi. Deci în sfârșit vom avea trenuri noi după 20 de ani. După 20 de ani. Știți, până la urmă, chiar mă uitam pe presă și, din păcate, am văzut accidente nu doar în România. Zilele trecute... În Grecia, în Olanda. Au fost în Grecia, în Elveția, în Olanda. Sunt lucruri care trebuie să fie evitate. Sunt lucruri care țin, pe de o parte, de materialul rulant sau de infrastructură, pe de altă parte, țin și de posibile erori umane. Dacă... Sigur, ancheta nu e finalizată și n-aș vrea să mă... Vorbim anchetele... despre cazul de la Galați, da? Dacă vorbim de cazul de la Telorman, de exemplu, acolo, din ce știu eu, dar, repet, ancheta nu e finalizată,
nu s-a startat culoarea roșie a semaforului. Aici, oricât ar fi trenul, garnitură nouă sau veche și condițiile bune, totuși e vorba și de anumite erori umane. Deci e o formă, să zicem, combinată. Cert este că statul trebuie, indiferent de guvernele, și am mai spus lucrul ăsta, care vor fi în anii viitori, trebuie să continue această linie de investiții în zona feroviară, mai ales că din punct de vedere al Comisiei Europene vorbim de transport verde. Iar banii care vor veni în anii viitori vor fi mult mai mulți pe această zonă decât pe zonele celelalte care nu sunt considerate autostrăzi, exact, exemplu. Care nu sunt considerate verzi. Asta este un lucru care va trebui să repornească inclusiv ce vă spuneam mai devreme, industria aceea care din păcate una parte dintre aveam ea un punct a fost important la Craiova, de exemplu. La Craiova, mai e pe la Pașcani, mai e prin centrul țării, pe la Cluj. Dar au rămas puține. La Brașov mai e... Opoziția vă acuză că n-ați reușit să cheltuiți niciun leu, niciun euro, de fapt, din tranșele de PNRR. Acum, la ce opoziție vă referiți? Că... Acum, la USR în special. Da. La USR, bun. Dar și Ludovic Orban v-a criticat, mă rog, mai mult. Bine. Mai am mai spus lucrul ăsta. Acest PNRR a fost gândit, de cine a fost gândit, cu plusuri și minusuri, poate nu-i rostul emisiunii noastre să dezbatem, deși mie mi se pare o temă importantă, cel puțin pe zona de transport, pe tipul următor, ca, spre exemplu, pe zona feroviară, până la sfârșitul anului 2022, deci până 31 decembrie ce a trecut, pe zona feroviară să avem semnate 50% din contractele finanțate pe PNRR. Vreau să spun că CFR Infrastructură, aici era Borna, are aproape 80%, poate peste 80% semnate. Urmează în următoarele săptămâni să se închidă. De-abia acum se intră în zona efectivă de implementare. Pe zonele de rutiere. Păi scuzați-mă, s-au semnat contractele pe A7 și știți foarte bine, nu-i oprește nimeni în acest moment pe constructori, adică pe cei care au câștigat aceste contracte, să trimită și trimit. Deci e o minciună. Da. Sunt obișnuit cu acest tip de politică, am mai spus eu, tip de politică necrofagă, în care își hrănesc discursul politic din tragedii. Cam asta se întâmplă la USR și la președintele lor. Adică la domnul Drulă, același predecesorul dumneavoastră, care a spus așa, sunt pierderi de peste 1 miliard de lei la CFR Călători. E corectă suma? A spus-o chiar aici, la prima telefon. Deci, ce s-a întâmplat anul acesta? Este prorogat de câțiva ani statutul feroviarului, care a fost adoptat, dacă nu mă înșel, undeva în 2019 în Parlament. Și a tot fost prorogat acest statut. În decembrie, la legea bugetului, s-a hotărât să nu se mai proroge acest statut al feroviarului, care așează pe baze corecte acest sistem, inclusiv sistemul de salarizare din CFR. Asta duce la cheltuieli mai mari. Dar va duce și la o dreptate până la urmă, pentru că salariul, eu nu vorbesc de șefii din CFR, că nu acolo este problema, eu vorbesc la baza de salarizare, la cei de jos. Cam acolo salariile sunt foarte mici, foarte mici. Ce înseamnă? Acest lucru nu 2000 este... de lei mai mult? Sunt și de 2000 de lei, sunt și... Da, sunt mici. Iar aceste lucruri nu poate să rămână așa dacă tu ceri performanță. Și atunci nu s-a mai prorogat statutul feroviar, care are impact atât pe zona de CFR Călători, cât și pe CFR Sala Infrastructură, cât și pe zona de metro, de exemplu, sau pe zona de CFR Marfa, atât cât a mai rămas. Lucrurile acestea trebuiau să se întâmple. Astea au avut impact asupra bugetului. Dar cheltuielile efective, dacă dăm la o parte această zonă, pe care o consider obligatorie a fi implicată, erau mult mai mici decât și au fost mult mai mici decât în anii trecuți. V-aș mai da un exemplu care merită a fi spus. În momentul când am venit la minister,
ca să înlăturăm, repet, acest tip de discurs sau de politicianism necrofag. În momentul în care am venit la minister, și știți foarte bine că nu era o problemă nouă descoperită de Grindeanu când am venit acolo, CFR Marfă aflat într-o situație economică nu proastă, ci foarte proastă, fiind în acel, aflându-se sub acel concordat din punct de vedere economic. Comisia Europeană ne cerea insolvența, să o închidem și așa mai departe. Era un director general acolo, plus de, pus de tinerii frumoși și liberi care au fost înaintea mea pe la ministerul ăla, fratele acestui director general fiind și mare consilier al domnului actual președinte al USR-ului, și care eu l-am păstrat pentru că nu aveam nicio problemă. Deci după vreo două luni aud că și-a dat demisia. Dar cum adică și-a dat demisia? Păi nu că a plecat, dar nu înainte de a semna un contract extraordinar de păgubos pentru CFR Marfă. Vă pot da amănunte, dar nu știu dacă e... Ce au însemnat aceste tipuri de contracte păguboase pentru CFR Marfă? Pentru că CFR Marfă în acest moment mai ocupă 20% din piața de transport de acest tip din România. Au împins în acești ani CFR Marfă, tot pe contracte păguboase, că au transportat cărbunele pe minus, că au transportat sare, că au transportat de la Compet, de exemplu, petrol și așa mai departe, sub prețul de cost. Asta e una din căile în care s-a devalizat CFR Marfă. Pe contracte păguboase și-au ajuns la aceste datorii de care știm. Am pus un tânăr director acolo, i-am cerut ca toate aceste contracte păguboase să renunțe la ele în termenii contractului, fără să avem să-și avocați bune. Vreau să vă spun că 2022, deci într-un an de zile, această companie a trecut pe profit. Într-un an de zile. Și la CFR Călători? Și la fel, o să vedeți 2023, CFR Marfă, ce va însemna ca și plusuri, pentru că s-au renunțat la aceste contracte, se merge pe contracte normale și asta va însemna ceva. Ei, v-am dat acest exemplu apropo de modul în care s-au tot făcut diverse lucruri în acest sistem financiar feroviar în ultimii 30 de ani. La CFR Călători, sigur, ei sunt lider de piață în ceea ce înseamnă transportul de călătorii pe calea ferată, au peste 80% cotă. Lucrurile trebuie să se schimbe și prin aceste achiziții de material rulant. Am aplicat 109, a fost bornă, adică guvernanța corporativă. S-a aduce specialiști, nu politicieni. N-am făcut eu. S-a externalizat totul, a fost o firmă care a făcut această selecție pe 109 la CFR Călători cu un consiliu de administrație selectat prin 109, iar în aceste săptămâni se desfășoară selecția pentru, consiliul de administrație organizează, nu ministerul, selecția pentru nou management la CFR Călători. Am citit o știre că îi cereți demisia, că veți propune demiterea, de fapt. Eu n-am pârghile necesare să... Șefului CFR Călători. Da, n-am pârghile necesare ca ministru, oricât erau învățați unii care erau prin aceste... sau au venit în aceste posturi timp de 30 de ani să bată cu pumnul masă, să rupă contracte în fața camerelor de la vedere și să facă show mediatic. Pârghiile legale ale Ministrului Transporturilor sunt următoare, sau spârghia legală. Este de a cere adunării generale a acționarilor să facă o analiză a activității managementului, iar această adunare generală a acționarilor cere CEA-ului. Dar adunarea generală reprezintă tot ministerul. Tocmai de aceea, adunarea generală a acționarilor. Eu pot să cer adunării generale. Și a cerut asta. Și am cerut acest lucru. Iar deci adunarea... e ca și demis, domnul Preoteasa. Haideți, adunarea generală a acționarilor cere mai departe Consiliului de Administrație să facă această analiză. Când cere ministrul asta, toată lumea execută. Nu știu, pentru că vorbim de 109, e un consiliu de administrație ales pe 109, sunt oameni
așa cum am spus, selectați de către această firmă de resurse umane externă ministerului. La rândul ei, această firmă a fost selectată printr-o licitație publică, deci era de datoria mea să cer această evaluare și să vedem ce spune Consiliul de Administrație, mai ales că ne aflăm într-o perioadă, așa cum v-am spus, în care se face selecția tot de Consiliul de Administrație, nu de către minister, a noului management la această companie, da, și nu doar la ea. Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, e omul PNL? Știu că are mulți cunoscuți în zona PNL-ului, da. Are mulți cunoscuți? Da. Adică PNL l-a numit în funcție. Nu, era acolo când am venit eu. Păi și înaintea dumneavoastră a fost USR, sigur, dar el cred că a fost numit în timpul guvernării Orban. Cred că da, de către domnul Vode, cred că da. Și aveți o relație bună cu ruta sa? Am dialoguri, da. E și el vinovat pentru accidentul de la Galați, de exemplu? Asta vom vedea în anchetă, pentru că, spuneam și mai devreme, e absolut ciudat și nepotrivit, din punctul meu de vedere, să fac apreciere înainte de a se încheia o anchetă. Acolo și nici nu pot. Om, totuși. A murit un om, un conductor de teren. Încă o dată transmit condoleanțe familiei. Haideți să vedem care sunt rezultatele acestei anchete. Din informațiile dumneavoastră, ce s-a întâmplat? E clar că a existat o problemă, cel puțin din ce am văzut public, pentru că mai mult de atât n-am nici eu ce să vă spun. Dar e clar că a existat, dacă n-a fost o eroare umană și se pare că n-a fost, ca și la videle la Telerman, clar că a fost o defecțiune tehnică a locomotivei, ceea ce e ciudat, pentru că în dimineața acelei zile acea locomotivă a ieșit din revizie tehnică de la Ploiești, din depoul Ploiești. În acea dimineață. Asta e un lucru, asta este un lucru extrem de ciudat și mai de aceea această anchetă vă scoate în evidență, sunt sigur, care au fost cauzele acestui accident. Domnule ministru, vreau să trecem la aeroport. Partea de aviație, exact, la aeroporturi. Dosarul Otopeni. E foarte bine că se întâmplă acest lucru. Ce e foarte bine? Că se dă șpagă? Nu. E foarte bine că se face această anchetă. E o șpagă de 22 de milioane de euro. Astea sunt acuzațiile. E o sumă imensă. Imensă. Și chiar și la nivel de șpagă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cunosc niciun om din cei acuzați. Niciunul. Nu v-ați întâlnit niciodată cu niciunul din cei nominalizați. Bine, nu sunt persoane marcante pentru viața publică, însă unii se laudă că ar fi de la SIE, că e unul dintre ei prieten cu Rareș Bogdan, altul spune și de Sorin Grindeanu. De mulți, am văzut de foarte multe persoane. Eu vă pot spune direct, nu cunosc niciunul dintre nu-i cunosc pe niciunul dintre cei patru, în schimb, ceea ce pot să vă spun ca ministru e următorul lucru. Că eu i-am cerut directorului de la aeroport să țină licitația pentru spații comerciale. Să avem o licitație deschisă, să fie competiție, aeroportul să câștige mai mulți bani. Vorbim de spațiile comerciale din și serviciile să fie mai bune. Da? Eu asta i-am cerut directorului și în această perioadă, în special anul trecut, periodic, e normal periodic să vină directorul aeroportului să-mi spună ce se întâmplă acolo, nu doar pe acest subiect, ci pe multe altele. Așa, cu anumită periodicitate, venea și prezenta situația de la aeroport. Și vine și acum. Chiar și azi am discutat. Și s-au făcut presiuni pe el? V-a spus? Asta cred că dânsul poate să spună mai bine. Ce pot eu să vă spun, asupra mea nu s-au făcut niciun fel de presiuni și niciun fel de discuții, dar a apărut non-stop așa un fel de șicană, dacă vreți. Adică, haideți să vă dau un exemplu. Ca să ții o licitație de acest tip, trebuie să faci caiet de sarcini. Da? Caiet de sarcini, pe baza acelui caiet de sarcini, ții licitația, vine cât mai multă lume, câștigă cel mai bun, cel care și plătește cel mai mult și dă și serviciile cele mai bune către pasageri. Da? Ei, s-a ajuns la șicane de tipul contestarea caietului de sarcini. Suntem în faza în care s-a mers și în instanță cu această contestare și, surprinzător, s-a câștigat.
Și acum suntem în faza în care aeroportul trebuie să dea câștigătorul către firma care să elaboreze caietul de sarcini. Deci o chestie din asta... Rețea, practic. Cred că e cuvântul potrivit. Cred că e cuvântul potrivit. De-aia vă spun că sunt bucuros că într-un final se intră totuși, odată cu această anchetă, pe un făgaș normal, că în sfârșit se poate merge pe un calendar rezonabil încât să ținem această licitație publică, să vină operatori de tipul ăsta internaționali și să se asigure cele două componente esențiale din punctul meu de vedere. Bani mai mulți pentru aeroport și servicii mai bune pentru călători. Publicația G4 Media scrie că i s-a deschis un dosar penal unui patron de televiziune, o altă televiziune, unde dumneavoastră ați fost criticat. Sunt în fiecare zi. Nu... Aici nu vreau să mă amestec eu în războiul Corect. Dintre dumneavoastră și acea televiziune. Mă interesează altceva. Dacă credeți că aceasta a fost miza, de fapt, licitația de la aeroportul Otopeni. Miza cui? Miza disputei dintre dumneavoastră și acea televiziune. Nu cred. Sunt lucruri separate din... Eu n-am avut nicio discuție nici cu... Am văzut articolul, n-am avut niciodată nicio discuție nici cu patronul respectiv. Adică, pentru mine, acea campanie de care spune G4 Media e una pe care, sincer, oricât ar dura, nu mă face să-mi schimb punctul de vedere, și anume acela în care legea trebuie respectată, indiferent că ai 3-4 televiziuni și 5 ziare. Haideți să vă citesc din stenograme. Probabil le-aș citi și dumneavoastră. Un om n-am apucat. Așa, am mai văzut în presă zilele acestea. Domnul Lăscuț spune așa, despre dumneavoastră vă caracterizează, vă face și un profil psihologic. Ai văzut că sunt ciufut? Personaj, citez, personaj ciufut, nu are anturaj, este frică să se bage. Vă descrie corect? Da, eu știu cine e acest domn, nu l-am văzut în viața mea. Eu pot să-mi dau și eu cu părerea despre... personalități din lumea asta fără să le cunosc și fără să știu, n-am stat niciodată de vorbă față în față. Adică, probabil că sunt caracterizări pe care le avem aici, sunt din ziarul adevărul, din partea unora care mă cunosc. Că sunt o persoană dificilă, probabil că sunt o persoană în care n-accept să stau la discuții de tipul acesta. 100%. Că șmecherii și combinații, sau cum că am văzut că așa urmează, cu nu se bagă în combinații și 100%. Asta da. Dar, repet, nu cunosc pe niciunul dintre ei. Mai scrie ceva. Citez din nou. Omul visează să fie președintele țării. Nu cred că se referă la mine aici. Ba da. La dumneavoastră. Nu cred. Uite, aici greșește, că v-am zis numai la dumneavoastră în emisiune de câteva ori că nu vă interesează. Nu e zona de interes pentru mine. Dumneavoastră cred că de vreo 2 sau 3 ori. Cu Rareș Bogdan ați discutat despre acest subiect? Nu. Ca între colegi de coaliție? Pentru că și el apare în stenograme. Nu, chiar nu. Dar credeți că are și el o implicare aici? Habar n-am și nici nu cred că e rolul meu să... Nu, în politică circulă multe informații și bănuiesc că nu e neapărat rolul meu. Acel director este apropiat zilele, de Radu Bogdan zilele următoare o să vedem, probabil se va intra pe audieri și e normal să fie așa, vor fi chemați foarte multe persoane la audieri. În mod sigur voi fi, e normal să fiu chemat și eu să spun dacă ceva... Aveți emoții că ați picat pe tehnică? Absolut niciuna. Repet, nu m-am întâlnit niciodată, n-am niciun fel de emoții din acest punct de vedere. Ba din contră, am cerut constant să se întâmple, să se țină acea licitație astfel încât să intrăm pe un făgaș normal. Dar om intră în faliment? Nu. 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 Zilele acestea am primit, să zicem, ultimul agreement de la Comisie pentru acel ajutor de la Comisia Europeană. Eu cred că am intrat pe linie dreaptă și să-l primim. Uh,
în niciun caz nu intră în faliment. Nu să mai zburați cu taromul? Eu doar cu taromul zbor. Merg la Timișoara. Când nu merg cu mașina, că se întâmplă să merg și cu mașina, merg cu taromul. Și vă place? Nu credeți că prețurile sunt prea mari pentru condițiile oferite? Prețurile sunt prea mari și condițiile de multe ori nu reflectă aceste prețuri. Ideea este că aici trebuie apucat, și spun asta iarăși de un an, trebuie apucat taurul de coarne de către management. Eu nu pot să fiu și ministrul transporturilor și CEO la Tarom și la aeroport și la CFR Călător și așa mai departe. Rolul unui ministru e de a da liniile directoare, iar după o perioadă în care vede că un anumit management nu se ține pe ceea ce înseamnă program de guvernare, pe ce ți-ai asumat tu ca ministru și așa mai departe, încearcă să acționeze conform legii în a face schimbări conform legii în stilul acela de management. N-am fost mulțumit de cum s-au întâmplat lucrurile anul trecut și știți foarte bine, pentru că trebuiau luate decizii care să țină de o anumită însănătoșire a taromului. Lucrurile sigur că nu se pot întâmpla peste noapte, dar nici să băltim într-o formă în care s-a băltit an la rând, nu accept. Și cred că n-ar accepta niciun om rezonabil. Și atunci am luat deciziile pe care dumneavoastră le știți vis-a-vis de management. V-ați schimbat. Vă dau un exemplu. O companie de acest tip, de mărimea taromului, trebuie să aibă în jur de 500, hai să zic 600 de angajați. Taromul are mai mult decât dublu în acest moment. Eu nu spun că asta este soluția, să dăm oameni afară și așa mai departe, dar unele din serviciile pe care taromul le are internalizate în acest moment, din punctul meu de vedere, trebuie să fie externalizate. Din 560-600 de oameni cât ar trebui să aibă o companie de această mărime, păi 90% trebuie să fie personal navigant. Nu de alte tipuri. E una din componentele pe care fostul management n-a avut tăria necesară să o apuce. Altele sunt lucruri care țin pur și simplu de anumite fluxuri financiare, de anumite decizii, de anumite, până la urmă, de anumită îndrăzneală de a lua anumite decizii. Eu i-am asigurat și pe vechea conducere și pe actuala că sunt acolo să le ofer suport. Dacă intră pe un făgaș normal de a însănătoși această companie. Și în continuare ăsta este punctul meu de vedere. Domnule Grindeanu, am ajuns aproape de mijlocul emisiunii. Întrebarea este, s-a întors Liviu Dragnea în PSD? Pentru că văd că încercați să legalizați din nou acel prag pentru abuzul în serviciu, care într-o formă sau alta, sigur, am văzut-o în acea ordonanță 13 de când erați dumneavoastră premier și care a scos sute de mii de oameni în stradă. Și aș vrea să discutăm despre acest subiect după o scurtă pauză de publicitate. Revenim, rămâneți cu noi! Ne-am întors, domnule Grindeanu, vă întrebam dacă s-a întors Liviu Dragnea în PSD. Eu, din câte știu, nu. Și nici nu-mi doresc acest lucru. Atunci, sigur, nu sunt eu cel care împarte carnetele de partid, dar... Atunci cum îmi explicați că un partid PSD care a fost lovit din plin de acea etichetă a Ordonanței 13, când erați dumneavoastră premier, acum se pregătește să intre la guvernare și cu două luni înainte de a prelua puterea la Palatul Victoria, vine cu o nouă Ordonanță 13? Eu cred că lucrurile vor fi clarificate în Parlament, în Cameră. Și am văzut punctul de vedere al președintelui PSD și totodată și președintele Camerei Deputaților și nu doar al său, ci și a primului ministru Nicolae Ciucă, cum că vor ține cont de recomandarea Ministerului Justiției, care pusese acel prag de 9.000 de lei. Din păcate, venită prea târziu această clarificare. Tocmai că n-a pus acel prag de 9.000 de lei. La Senat. A trimis după... A trimis un proiect de lege fără acel prag. Deși Curtea Constituțională cere într-adevăr un prag. Cu scuzele de rigoare, consider o greșeală, adică lucrurile trebuiau să fie clarificate. Deci domnul Predoiu trebuia să-și asume un prag din start. Păi dacă asta a spus Curtea Constituțională, trebuia să trimită o anumită recomandare membrilor de coaliției. De ce n-a făcut asta?
Eu n-aș vrea, și vă rog să mă înțelegeți, cel puțin de 6-7 ani nu prea îmi dau cu părerea și nu îmi dau deloc, nu prea. Deloc din acest punct de vedere, după ce am dat, și acel lucru mi-l asum, am dat ordonanța 14. Asta și ordonanța 13. Da, da. 14, vă spun că acel lucru mi l-am asumat pe persoană, pe persoană fizică, chemându-i sâmbătă de acasă pe toți miniștrii, împotriva voinței, nu neapărat a lor, cât a liderilor coaliției din acel adică moment. Adică domnul Dragnea și Tăriceanu. Până la urmă, acea ordonanță 14 l-a dus pe Liviu Dragnea în pușcărie. A făcut diferența dintre poarta închisorii și libertate. Nu știu. Acum, nu, juridic, legal vorbind, dincolo de ancheta... E, din acel moment nu m-ați văzut să mai dau... Am ținut să dau acea ordonanță 14 și mi-am asumat-o și, din punctul meu de vedere, de acolo a apărut... sau de acolo a început tot acest... acel tăvăluc pe care îl cunoașteți și acele discuții în contradictoriu între mine și Liviu Dragnea, acela a fost momentul și scânteia cerții dintre noi doi. Ordonanța 14, da? Da, și care a culminat cu acea moțiune de cenzură pe care toată lumea o știe. Eu din acel moment am refuzat, nu sunt jurist, nu consider că trebuie să vorbească oamenii politici și îmi păstrez punctul de vedere. Da, dar sunteți unul dintre liderii Partidului Social Democrat. Și nici nu vreau. Și când ați auzit că Partidul stabilește un prag, nu i-ați spus și dumneavoastră? Eu n-am auzit că Partidul stabilește un prag. N-ați participat la discuții? Nu. Eu n-am fost la discuții. La Vila Lac, duminică seară? Nu. N-ați fost? N-am fost. Eu am aflat din presă că a fost acest vot în Senat. Dar nu discutați și dumneavoastră în partid decizii esențiale? Tocmai de aceea vă spun, camera decizională e Camera Deputaților. Mi s-ar fi părând normal să avem un punct de vedere înainte, inclusiv de votul din Senat al colegilor de acolo, să existe un punct de vedere al specialiștilor în speță a Ministerului de Justiție. Acest punct de vedere, din păcate, a venit după votul colegilor din Senat, dar înainte de Camera Decizională, de Camera Deputaților. Da, eu repet, e un act care seamănă foarte mult cu Ordonanța 13, care era să îngroape PSD. Niciunui lider PSD nu i s-a aprins un beculeț când a venit vorba despre un prag pentru la bursă în serviciu. Sunt convins că o să aveți ocazia să puneți aceste întrebări celor care au fost la acea discuție. Pe domnul Ciolacu, nu sunt și nu fug. Din contră. Dar n-am participat la discuția legată de acest lucru și doi, v-am spus și mai devreme, efectiv din presă am văzut că acest vot a fost în Senat. Cum ați reacționat când ați văzut știrea asta? Prost, am sunat colegii. Zic, păi, ce e cu... Și pe aceea mi s-a explicat că nu s-au trimis la timp punctele de vedere de la justiție, dar că... Dar știți a cui aparține acest prag de 250 de mii? Nu, n-am fost la discuții, chiar... Nu v-au spus adică colegii din PSD? Și ceea ce nu-i corect. N-am fost acolo. Din punctul meu de vedere, cât ar trebui să fie pragul? Iarăși, e o chestiune, vă rog să mă înțelegeți, la care prefer să nu-mi dau cu părerea că poate mie mi se pare că trebuie să-l punem de un leu. Spune Curtea Constituțională că e... Da, da, eu pot să-mi dau... Tocmai de aceea, dumneavoastră ați spus mai devreme, cred că cei care trebuie să spună ce înseamnă traducerea deciziei Curții Constituționale într-o formă, să spunem, cuantificabilă, bănesc, da? Sunt specialiștii, că eu nu pricep, poate mie mi se pare un leu, un 10 lei. Hai să vină, de aceea era important acest punct de vedere de la justiție, că nu văd altul, că nu o să-și dea ceferiștii mei sau piloții sau cei care e nivelul respectiv, nu. Asta este rostul acestor specialiști. În momentul în care își transmit punctul de vedere și l-au transmis, mă gândesc că țin cont și de decizia Curții Constituționale și în mod sigur au făcut acest lucru. Ați văzut că Liviu Dragnea s-a apucat de gătit? Ne-am văzut. Nu aveam cum să nu văd miștoul de pe internet. Chiar dacă n-am văzut emisiunea respectivă, am văzut după aceea și am primit foarte multe, dar... E viral pe internet. E da, da, da. Să știți că eu știam că are această, să zicem, latură, această componentă. M-a gătit și dumneavoastră vreodată ceva? Da. Ce? Da. Sunt curios. Mai știu, îi plăcea să facă acest lucru, să facă grătare, să facă... Îi plăcea acest lucru. Și e un bucătar bun, asta spuneți? Chiar da. Chiar da, uite,
Vă reconciliați acum cu Liviu Dragnea de la distanță? Nu, nu, nu. Dar ce e corect, e corect. Mai are viitor în politică? Din punctul meu de vedere? Da. Nu. Își face și un nou partid, iată, prinde foarte bine în mediul online, cu doamna Carmen Dan, o altă colegă de-a noastră de partid. Da, succes. Deci nu credeți în viitorul său? Nu am spus punctul de vedere, nu. Vreau să vorbim... Da, în, pe zona asta, la altă... Ar avea succes. Vreau să vorbim puțin și despre scandalul Bâstroe. Așa. Legat de măsurătorile de acolo. În ce stadiu suntem? Sunt spre finalizare. Deci, ca să înțeleagă toată lumea. S-a măsurat o parte din brațul Chilia, care, braț Chilia, reprezintă graniță între România și Ucraina, cu cele trei nave de măsurători românești, care au avut fiecare dintre ele la bord câte un specialist ucrainean. Acea etapă s-a terminat de aproximativ 2 săptămâni, să spun. Da? Am intrat într-o zonă în care pe canalul Bâstruie, care este 100% pe teritoriul ucrainean, nu e graniță. Zona de canal Solomonov, de asemenea, 100% pe teritoriul ucrainean. Deci face parte din delta ucraineană. Exact. Și parte din brațul Chilia, care a rămas nemăsurată, să fie făcut aceste măsurători de către ucrainieni. Ei nu pot să pună la dispoziție, sau n-au putut să pună decât un vas care are la bord doi experți români. Se află în perioada în care e pe final această măsurătoare. O să treacă câteva zile până la vor reuși să interpreteze toate aceste date, atât experții români, cât și cei ucrainieni. O să existe în mod sigur schimb de informații între ce am măsurat noi în prima parte și cu ce au măsurat colegii ucrainieni, astfel încât să avem o imagine clară. Riscă România un scandal diplomatic cu Ucraina? Nu, dar eu cred că e bine să se afle adevărul. Știți, dacă stăm și speculăm non-stop, vin unii extremisto-populiști și fac transmisii live. La domnul Simion vă referiți. Nu doar, sincer. Și se vine și se fac scenarii din acestea care mai de care mai fantasmagorice. Pe de altă parte, nu sunt de acord nici cu cei care spun, domnule, noi trebuie să vorbim, nu trebuie să spunem nimic. Nu cred că e abordarea corectă. Ați fost acuzat că îi întoarceți pe români împotriva Ucrainei. Nu, eu cred că abordarea corectă este următoarea. 1. Nu amestecăm ajutorul pe care România îl dă Ucrainei și l-a dat și îl vom da în continuare. Nu știm ce ajutor a dat. Domnul Aurescu l-ați văzut la BBC. Asta e politica luată și decizia luată în CSAT. Nu sunt eu în măsură să discut aceste lucruri. Nu sunt membru CSAT. Da? Dar nu se pune în discuție sau în balanță ajutorul pe care România l-a dat, îl dă și îl va da Ucrainei să facă față atât cât putem, fie cât putem noi ca stat, fie că se tranzitează diverse lucruri pe teritoriul României, fie prin ajutor direct, fie prin ceea ce am făcut anul trecut, când, știți foarte bine, am primit foarte mulți refugiați. Acest lucru nu poate fi pus în balanță. Dar asta nu înseamnă că războiul e cu delta Dunării și că nu trebuie să vedem care este adevărul. Lucrurile transmise sau discuția a apărut după niște comunicate oficiale, domnule Zahman, că nu le-am transmis eu. Comunicat oficial al Ministerului Infrastructurii din Ucraina și comunicat oficial al portului Izmail, care e pe Dunăre, către toți armatorii, către toți deținătorii de vapoare, cum că adâncimile sunt cele pe care le-ați văzut. Astea erau comunicate oficiale. Adică adâncimi mai mari decât cele nu ale lui Sorin Grindeanu sau ale Ministerului Transporturilor din România și așa mai departe. Tocmai de aceea această acțiune de aflare a adevărului înlătură toate posibilele scenarii din mintea celor înfierbântați și aflăm adevărul. De ce să nu-l aflăm?
Și dacă se că facem dovedi... jocul, asta este o prostie. Dacă, se va do... dacă faceți jocurile Rusiei în acest conflict. Eu cred că ascunderea unui anumit adevăr face mai degrabă jocul Rusiei decât să aflăm care este adevărul. Și dacă veți constata că aceste măsurători nu se va supăra. Hai să vedem ce va ieși din aceste măsurători, repet, comune, făcute și de experți români și de experți ucrainieni. Și după, să știți că nu Sorin Grindeanu și Ministerul Transporturilor trebuie să spună că e adâncimea X sau Y. Asta e o treabă care ține de tratate internaționale și nu e treaba Ministerului Transporturilor și mai ales o treabă care ține de mediu. Aveți ceva să-i reproșați domnului Aurescu? Nu. De ce să nu ceva să-i... La domnului Tanțoș Barna? Nu. Haideți să vedem, că tocmai de aceea vă spuneam că această chestiune sau abordare în care ne facem că nu există. Păi cum să te faci că nu există acest subiect când există comunicări oficiale din partea guvernului ucrainian și a porturilor de la Dunăre? Păi nu atunci de-abia faci jocul celor care au în cap numai scenarii cretine și populiste, care fac de fapt jocul lui Putin și a Rusiei? Mă gândeam, ne-au mai rămas doar 2 minute pentru politică. Așa. Se face rotativă sau alegere anticipate? Rotativă. Marcel Ciolacu premier. Da. Anticipate, de ce nu? Păi văd foarte greu un scenariu de anticipate. Trebuie să pice 3 guverne. Nu e așa greu dacă există o înțelegere PSD-PNL Iohannis. Nu știu. Nu. M-ați întrebat de părerea mea. Eu cred că prioritățile în România nu sunt de a face alegeri. Cred că trebuie să se ocupe nou guvern, care va veni la sfârșitul lunii mai, maxim început de iunie, la Palatul Victoria, de problemele românilor, de ceea ce înseamnă accesarea banilor din PNRR, de tranșa, hai să zicem că tranșa 2 este pe vine. E suspendată, da? Cu pensiile speciale. Și nu, 2-1. 3 este cu pensiile speciale. Astea trebuie să fie preocupările. Cum să asigurăm creșterea economică? Cum să mergem înainte? Eu așa văd. Rămâneți ministru sau mergeți șef la Camera Deputaților? Conform protocolului, dacă nu se hotărăște în cadrul coaliției, și coaliția nu e doar dintre PSD și PNL, mai e și UDMR, mai este puțin. Și partea de, și grupul minorităților. Conform protocolului, trebuie să existe un anumit schimb de minister. Deci ar trebui să vă pierdeți ministerul. Dacă se respectă 100% protocolul, da. Ce să pierdă PSD-ul, nu Sorin. Ce preferați? Să rămâneți ministru? Nu e vorba de ce prefer. Sigur că vă doriți mai mult. Asta știți și am fost, cred că, la vreo câteva săptămâni după ce am venit în această funcție. Și știți și dinainte de asta că n-am dorit foarte mult să intru în executiv. Am avut... Eu știam că vă doriți șefia Camerei Deputaților. Da, dar acum văd că nu mai sunteți așa tranșant. Nu, dar nu e vorba de asta. E vorba de a încerca să găsească PSD-ul soluția cea mai bună, pentru că va veni un an jumate în care va fi dificil să faci față pe toate fronturile, dacă pot să le numesc așa. Pe de o parte, trebuie să asiguri o guvernare coerentă cu oameni politici puternici în guvern, care să ducă ceea ce îți propui prin programul de guvernare să pună în practică. Pe de altă parte, vorbind de Parlament și de decizii în Parlament extrem de importante în ultimul an și jumătate, și îți vine 2024 cu 4 rânduri de alegeri. De aceea PSD-ul trebuie să-și va alege strategia potrivită. Ultima rubrică. Ceea ce e sigur e că Marcel Ciolacu merge prim-ministru. Ultima rubrică, vă ofer 2 variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Tren sau avion? Mașină. Mașină electrică sau mașină pe combustibil? Aici e dificil să dau scurt. Aș prefera electrică dacă ar exista autonomie mai mare. E suficient. Da. Victor Ponta sau Mircea Joană? Cum? Victor Ponta sau Mircea Joană? Marcel Ciolacu. Trotinetă sau bicicletă? Asta cu trotineta e la alții. Bicicletă. E la USR, da? Bani sau faimă? Bani sau faimă?
N-am fost niciodată spre zona asta de a avea câștiguri bănești. Deci mai degrabă faimă. Drumurile noastre toate sau vino iar în gara noastră mică? Cred că lucrurile se vor mișca mult mai repede pe zona rutieră decât pe zona feroviară și am explicat la începutul emisiunii în România. Ski jet sau snowboard? Ski jet. USR sau aur? Dacă m-ați fi întrebat ski simplu, da, v-aș fi spus ski. Ski. USR sau aur? Niciuna. Sunt la fel. Craiova lui Mititelu sau Craiova Olguței Vasilescu? Craiova Maximă. Nu mai e acum, nu știm. Care e Craiova lui echipa, Mititelu? Aceea e echipa cu care am ținut și care m-a făcut să devin așa un microbist, cea din anii 80. Păi și acum cu cine țineți în Liga 1? Cu Poli. În Liga 1, Poli aproape. Știu, că da, mai în Liga 1 știți care e chestiunea? Că avem din astea, FCSB sau Steaua? Exact. FCU Craiova sau CSU Craiova? Da, sau eu vă spun când era așezat fotbalul și când aveam rezultate. Vă spun și acum echipa, dacă vreți, din 1982, când a ajuns în semifinale Craiova cu Benfica și, din păcate, a ieșit după 0-0 la Benfica și 1-1 acasă cu aceeași echipă, gol dat de regretatul Balaci în minutul 16. Ultima întrebare. Liviu Dragnea sau Jamila? Mama. Ne deci referem la gătit. La gătit, da. Domnule Grindeanu, vă mulțumesc pentru prezența emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Atât pentru prima parte, după o scurtă pauză aflăm ce viitor mai are agricultura din România. Ne spune un invitat care ia constant pulsul țării, scriitorul Mircea Dinescu. Rămâneți, revenim! Bun găsit din nou! Ce viitor mai are agricultura din România? Ne răspunde un invitat care ia constant pulsul țării, scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu! Și sunt și eu, în felul meu, nu în felul meu, sunt fermier, știi? Sunt un mijlocaș față de Maria Arendaș. Maria Arendaș, că sunt unii care au mii, zeci de mii de hectare. Eu, deși s-au scris tot soi de minciuni ordinare despre mine, încă de pe vremea când trăia Vadim Tudor și era un fermier pe aici, pe lângă București, care avea mii de hectare și îmi punea mie în cârcă ce are ăla, știi? Nu era Gigi Becali. Îl chema Mircea Dinescu. Al chema Mircea Dinescu? Da, da. Nu, eu am la cetate, am 50 de hectare de pământ, toată averea mea. Și ce cultivați? Vie. Am vie acolo. N-aveți cartofi, cereale, nu? Mai îmi pun așa pentru us propriu. Îmi place să culeg mărarul și leușteanul și, înțelegi? E plăcut să te duci să rup de la tine din brazdă. Mai ales că eu sunt nepot de grădinar, de mare grădinar. Și ți-am cântat cântecul ăla. Bunicul meu îl chema Gheorghe Badea, pe maică mea Aurelia Badea și el avea mulți muncitori în grădină, știi? Și prima dată a fost la boier. Era un boier Berceanu, care nu are legătură cu Radu Berceanu. Berceanu, care și-a ales acest pseudonim. Și avea, mai ales romii pe vremea aia se numeau țigani și avea grijă de ele. Era mitizat de toată țigânia din Slobozia, dacă spuneam că sunt nepotul lui Gheorghe Grădinarul, Nea Gheorghiță Grădinarul, îmi pupau mâna, știi? Când eram copii. Boierule! Boierule! Da. Fiu de legătuși mecanic. Da. Și ele mai dădea, dai seama, când plecau acasă, plecau cu mâncare, cu sarsanaua, cu mâncare, știi? Dar făceau mișto de bătrânul, știi? Care era bețiv și curvar, așa de... Și era un cântec pe melodia Nealecu, Nealecu, știi? Până cântau așa. Nea Gheorghiță, grădinarul are 7 porumbare și cu magazia 8 n-are un porumb de cop. Chiar era... n-avea niciodată bani. Bunica mea era arghirofilă, ea... Era cu casa. Era cu bănuții, știi? El nu, n-avea. Dădea gratis, vindea pe simpatie, așa. E, ori... deci
mi-a rămas chestia asta. Eu n-am avut bicicletă, n-am avut la mei bani să-mi ia bicicletă, am avut trotinetă, am avut, dar bicicletă nu. Și atunci stăteam vara pe malul Ialomiței, unde avea el grădină. Întâi am avut, cum am spus, la Boier, pe urmă a fost la o stațiune de-asta zootehnică, unde avea și grădină. Și pe urmă, când a ieșit la pensie, aveam curtea bisericii din în Slobozia, este o biserică veche de 500 de ani, așa, cu ziduri, așa, dar avea o curte mare și pe mână cu popa, el și-a făcut grădina acolo, era lângă piață, Matei Basarab, biserica lui Matei Basarab. De altfel, Slobozia vine de la slobozirea robilor bisericești, pe care i-a slobozit Cuza, pe care l-am gonit, da, că toți mari oameni ar trebui să plece din România, știi? Invidia, minciunile, Caragiale a plecat scârbit, l-au făcut de plagiator. A murit la Berlin. A murit la Berlin. Cuza a murit tot în Germania. Bălcescu. Bălcescu a îngropat într-un mormânt anonim ca și Mozart, de altfel. Mozart, mare geniu, care îi cântase împăratului, știi? Ăia de orașul lui n-au dat doi bani pe el, știi? A fost înmormântat în cimitirul săracilor din Salzburg și câinele s-a dus după el și a murit pe mormântul lui. Dar n-a însemnat nimeni locul unde a murit. Și până s-a întors sorsa, nu mai știa unde a fost. Deci, așa și Bălcescu, știi? La Palermo, în cimitirul săracilor. Marele Bălcescu, știi? Boier, de altfel, român. Dar a fost singur exilat. Restul, ăia care au fost în Revoluție, erau fi de postelnic, de general, de nu știu ce, toți s-au întors. Fugiseră atunci, știi? Că a fost o revoltă, Revoluția din 48, împotriva părinților. Și a fost mai mult și o revoltă, dacă vrei, vestimentară, că părinții lor umblau în papuci și așa, și s-au îmbrăcat nemțește, cum ar veni, cu pantalon, cu nu știu. Și franțuzește, că veneau de la studii de la Paris, da. Da. În fine. Da, Viena era mare. Era capitala culturală. Dar asta nu există. N-am avut. Noi ne plângem eroi pasămite, dar în timpul vieții lor, în fine, nu mai intru în amănunt. Deci de aici vine Slobozia. S-a prefăcut și Bălcescu, că a făcut revoluție, s-a prefăcut și ăsta că a dat pământ țăranilor și i-a dezrobit pe țiganii robi. Deci de aici vine Slobozia. Da, de la slobozirea robilor. Au fost multe slobozii, sunt încă în România, da. Care nu duceau. Unii depindea de Boier, dar mulți n-au vrut să plece. Știi că Boierul era sentimental. Țiganii erau foarte buni, nu numai lăutari, ci și bucătari. Deci boierii aveau bucătari robi, țigani și lăutari. Veneau în lăutare și plângea boierul de inima albastră. Deci chiar dacă le-a redat libertatea, n-au vrut să accepte. De obicei, boierul avea țigăncile alea mai tinere, dar și boieroica avea pe țigane aia mai frumoși. Și de aia sângele ăla s-a nobilat așa din... A fost o transfuzie. Da. Deci așa începe cariera dumneavoastră de fermier, practic. Da, la grădina bunicului. Da, acum am învățat cum să coc ardei, cum să face mămăliga, cum să carnea nu se spală niciodată, înainte să o folosești, în fine. Și grădina bunicului din curtea bisericii, cât a rezistat? Până la moartea sa? A rezistat până la moartea sa, pentru că era prieten cu popa și făcea jumin-juma cu popa. Popa kilometrul chema, că ăsta bântuia. Era și la curvar. Și în magazia unde țineau ei, ținea bunicul sapa, grebla, nu știu ce mai avea el acolo, sacii cu semințe, avea și un pătuț. Și moșul mai aducea câte o admiratoare de-a lui, dar și popa venea tot acolo și avea ei un semnal, așa, știi? Au stabilit, i-a spus bunicul: părinte, când sunt eu acolo, că dacă vii cu cineva, să fluieri. Și atunci, dacă eu fluier, îți răspund, nu intri, te duci și te mai plimbi de mână până malul Ialomiței. Și culmea ei, când a murit bunicul meu pe la 80 ceva de ani, maică mea l-a chemat pe părintele să-l intrase în comă, știi?
să îl împărtășească. Da, ultima împărtășanie. Și ăsta a venit popa, Nea Gheorghiță, nimic, vătul nu. Nea Gheorghiță, nu știu, începe el, și se gândește popa, zice, și trage un fluierat. Și ce crezi că face bunicul meu? A fluierat și el și a plecat pe lumea. Și eu sunt foarte mândru și spun, ăsta e titlul unei cărți a mea, bunicul meu a murit fluierând. Pentru că, în general, ai văzut, există tot soiul de culegeri cu ultimele cuvinte ale marilor personalități, știi? Goethe a zis mai multă lume, Merlicht, nu știu ce, știi? Nu știu ce mare poet francez a zis, ce crezi, doctore, efectul cărnatului, mare poet mistic, în fine. Sau, în fine, li se pun în gură tot soiul de chestii, aforisme, da. Nu știu, nu se știe cât e de adevărată chestia, știi? Dar bunicul meu asta e, a murit fluierând. Da. Cum ați ajuns să deveniți fermier totuși la cetate, dincolo de... Păi da, de, a fost o întâmplare. Eu când spun că așa cum a spus Maradona când a dat golul ăla cu mâna, a fost mâna lui Dumnezeu, a fost mâna lui Dumnezeu, știi? Așa că n-a fost arbitru, așa și eu. Am ajuns la Maglavit, scosesem o carte a lui Groșan, care lucra la Ioan Groșan, scriitorul care era prozator, și talentat, așa, n-a scris, fel că a fost leneș la viața lui, dar era genialoid, așa, știi? Avea și rubrica în Cățaveni. Trebuie, avea o rubrică, păi aia se chema Nuții Spaima Constituției. Era pe vremea lui Ion Iliescu și eu am scos cartea asta și am fost cu el și cu încă 2-3 de la Cațaveni și la Craiova să lansăm cartea lui Groșan. Deci doamna Nuții Udrea încă nu era. Nu, nu se, dar de obicei se spune că Cotrocin literatura influențează precede viața, nu? Arta, arta în general influențează realitatea, știi că se spune că la Londra nu era ceasă, dar când pictorii impresioniști pe la 1800 nu știu cât au deschis la o galerie de artă tablourile lor încețoșate, cu ploi, cu nu știu ce, natura s-a uitat pe fereastră, așa, și a început ceața la Londra, care nu exista până atunci. Așa și Nuții, Spaima Constituției, inventase Groșan o gagică veselă, care, pe care Ion Ilescu angajase consilieră. Era absolut o invenție, știi? Nuții. Nuții Spaima Constituției. Eh, Nuții Spaima Constituției care o babardea Ion Iliescu. S-a dovedit a fi viitoarea consilieră prezidențială. Da, și am lăsat-o la Craiova și acolo a venit un domn și a spus, domnul Dinescu, sunt admirator al dumneavoastră, nu știu, sunt doctorul Voinea, directorul spitalului din Calafat și e ziua mea și am o casă pe malul Dunării la Maglavit. Eu când am auzit Maglavit, am rămas șocat, pentru că lumea nu știa, dar Maglavita, eu știam de la străbunica mea, care a trăit 101 ani, care era foarte credincioasă. De Petrache Lupu, nu? De Petrache Lupu. A fost prietenă cu Petrache Lupu, că ei murise un copil, l-au ucis cineva, în fine, când era tânăr, vânduse niște pământ și i-au furat bani, l-au aruncat în ea, lui, în fine. Și ea, în amintirea copilului ei, a botezat vreo 180-200 de copii și a cununat nu știu cât tot așa. Și se spunea Nășica din pricina asta, știi? Tot satul era Nășica. Botezate. Și de-aia mergea la mănăstiri. Tot ce câștiga ea, bărbatul ei făcea pâine, era... în fine. Și l-a cunoscut pe Petrache și mie îmi povestea. Eram copil. Petrache Lupu, omul care a vorbit cu Dumnezeu, nu știu ce, a fost la... Regele Mihai a botezat un copil, de exemplu, până anii 40. Mihai, fiul lui Petrache Lupu. L-ați cunoscut? Nu l-am cunoscut, deși... A trăit până... Până în 91 a trăit. Antonescu l-a luat cu avionul la Cotul Donului să binecuvânteze soldat, în fine, ce a ieșit din binecuvântarea. Ăștia l-au băgat în pușcărie... comuniștii puțin pe Petrache Lupu, pe ciobanul respectiv, care era mitisat și nu știu ce, de-aia au dat drumul, că în fine nu prezenta interes așa mai... Și a fost membru în ceapă până 90 Petrache Lupu și când venea povesteau ăștia de la Maglavit, când venea primul secretar de la Craiova, zicea, ia duceți-l bă pe tovarășul Petrache, stăteau la masă, știi? Și ăsta beau, nu știu ce, mâncau. Ia zi, bă, doar și Petrache, cum a fost, bă, cu moșul ăla? Și ăsta spunea, era îmbălbuit, moșul cu barbă și... Și ce a spus, bă, moșul, bă, ăsta?
Ce să spună? Că va fi mai bine. Cum va mai bine? Când... Păi ce e mai bine? Că suntem în CAP. Era șmecher tovarșul Petrache. Spunea ce voiau să audă. Ia da si bă, lui tovarșul Petrache un pahar de vin, bă, că are dreptate, știi? Făcea. Bun, dar eu de pe malul Dunării de la doctor Voinea am văzut ce vânzare și am întrebat ce este acolo. Am arătat cu mâna lui Dumnezeu. Păi ce, un port vechi, părăsit, nu știu ce, știi? Și voiam să pescuim, dar era vânt și zic, hai, mergem până acolo, știi? Și acolo când am ajuns, portul pietruit cu frumos, așa, pe lungime de un kilometru, Dunărea acolo apune soare, un apus absolut sfâșietor și cel mai frumos apus de soare din portul cetat. Și văd o casă foarte frumos desenată, dar furată, acoperișul, cu paie în geam. Și eu mă duc așa, fără gând, fără să-mi închipui că asta îmi va schimba viața. Și deschid ușa și s-a repezit o scroafă cu purcei acolo. Era crescătorie de purcei în casa asta unde stau eu acum. Și nu mai avea plafon înăuntru, dar pereții erau foarte groși, știi? Și mă duc, întreb pe Voinea, băi, ce-i cu casa asta așa frumoasă și făcută praf? Ce, bă, zice, a fost căpitania portului, unde stătea un general acum 150 de ani, era port important, se ducea grâul și făina la Viena, și după 44 au luat o grăniceri, că e cotul ăla imediat începe Serbia, să nu fugă oamenii, erau păzită granița. Și în 91 și au făcut schimb cu primăria, le-a dat primăriei casa asta și ei s-au mutat în sat, la cetate, la 2 km. Și ce a rămas de izbeliște casa și cum s-a întâmplat cu multe case superbe, mai ales în Oltenia, unde erau 300 de cule geniale, așa au mai rămas vreo 14-15, știi? A fost făcută asta praf. Însă, asta îmi spunea, zice, băi, a luat-o un coleg de-al meu, a scos-o primăria pentru cărămidă, că lemnăria se furase de pe ea. Și nu este cărămida. E așa de bine lipită. Era făcută de meșteri, m-am interesat eu după aia, de meșteri din zona Veneto, unde erau inundații și băgau în mortar de la fabricile de zahăr melasă. Și se lipea cărămida și Dunărea nu mai putea să roadă la încheieturi. Și doctorul Cârjoi, care a luat-o, era deputat, nu știu, era pe acolo la PSD, a cumpărat-o la licitație, dar voia să-și facă o casă în Calafat din cărămida aia veche, bună. Dar n-a putut să scoată cărămida. Și când am auzit că e de vânzare, eu care am observat așa, am și o căsuță pe malul Dunării, m-am dus la primul, domnule, e de vânzare? Că da. Păi zice, n-a dat banii la Cârjoi. Zice, dați un anunț. Groșan lucra la Ziua. Fac să chema Pichet Grăniceri. Pichet Grăniceri. Când te gândi la pichet, te gândești așa, că stă un soldat cu armă într-un pichet. Era dita mai pichet, era o casă superbă, știi, făcută. Și în fine, și în seara aia a dat anunțul Groșan și peste o săptămână noi și am fost la licitație. Am luat-o cu prețul triplu decât cerea oia. Venise ăla care creștea purcei, voia să o cumpere, să facă o crescătorie ca lumea acolo și încă unul din sac care voia să facă ciupercărie. Și eu am cumpărat-o, a durat cam 3 ani, 4 ani aproape de zile până am refăcut-o mișto și așa am băgat ceva, am vândusem acțiune la Academia Cațavencu și mi-am schimbat viața. Datorită maglavitului, mâna lui Dumnezeu, am ajuns să trăiesc pe malul Dunării. Și de când trăiți acolo? Din 2000, cam așa? Nu, de mai devreme. Mai devreme? Da, din 97, cred. Deși au spus ăștia mincinoși și ordinari, pe tot, Vadim Tudor, minciune care au atunci. Mi-a dat Iliescu. Era pe vremea lui Emil Constantinescu, întâmplător. Iliescu însă la a doua înscăunare, nu el, Adrian Năstase, a trimis niște generali să vadă dacă n-am făcut vreo mânărie de mi-a luat casa aia așa de frumoasă. Numai că era luată la licitația a doua și avea valoarea de cărămidă și uite așa și eu. Bun. Mai mergeți prin piețe pe acolo? Cum? Mai mergeți prin piețe pe la Caracal? În fiecare săptămână. Mergeți în continuare? Nu la Caracal. Caracalul e la 100 și ceva de kilometri. În satele din jur, în La Calafat, timp, pardon. La Calafat, da. Merg foarte des. Dar la Cușmir, în fine, sunt la Poiana Mare, unde am văzut spitalul ăla de psihiatrie, unde pe vremea comunismului, acolo se internau dizidenții care nu erau... Ceaușescu dăduse
după procesul cu Pătrășcanu, care a fost omorât de colegii lui comuniști în închisoare, de Gheorghe Udejea, trimis pe nu știu cine, când s-a judecat procesul Pătrășcanu, s-a rejudecat în anii 60, a vrut Ceaușescu să radă generația de staliniști, înțelegi? Și s-a rejudecat procesul, i-a dat afară pe mulți atunci, Nikolski și nu știu ce, a fost dat afară de Ceaușescu. Și el a spus atunci, era la început mai romantic el cum conducea România, că în România nu va fi niciodată un proces politic, nu va mai exista, știi? Și nu mai erau procese politice. Ca să te aresteze dacă mâriei, te dădea afară din servici și te aresta pentru faptul că ești cârciog al societății, nu muncești. Nu? Ești un parazit. Ba, și te băga acolo. Sau te trimitea la Poiana Mare, dacă continuai să mâri și să nu știu ce, și te ducea acolo Gheorghe și ieșai Mihai Eminescu. Sau Napoleon. Rambo. Da, Rambo. Am ratat, că eu când am trecut și am văzut Poiana Mare, m-am cutremurat, că uitasem de chestia. Dar știați de acest spital, păi, nu? Da, a scris doctorul, cum îl cheamă, mare psihiatru care are cărți, Vianu. Doctorul Vianu pomenește de Poiana Mare. Știi că era ca un soi de lagăr acolo cu... Așa. Le făceau injecții și îi terminau, știi, le făceau creierul muci. Și am intrat acolo în 97, când am trecut pe acolo, și era un director, scria Spitalul Psihiatric Poiana Mare, două steaguri avea pe el, bine ați venit. Rău ați nimerit. Asta am văzut replică. Numai când a fost fiul lui Buș la prima scăunare a lui Iliescu, a venit și a văzut, era în Slobozia pe vremuri un abator celebru, știi, așa. Și când a venit fiul lui Buș la abator, scria bine ați venit, cum ar veni toate porcii și vacile. Așa și pe spitalul ăsta scria atunci. Doctorii ăștia sunt puțin și ei nebuni care se ocupă cu psihiatria. Nu mai este, nu știu dacă mai treci, dar au murit. Dar în orice caz, mi-a spus la mine, domnul Dinescu, v-am așteptat pe vremea lui Ceaușescu, domnul, auzeam la Europa. Mă gândeam că ne vedem aici frumos. Am venit târziu. Am scris de altfel prima mea poezie de acolo, din volumul ăsta. E despre spitalul din Poiana Mare, știi, pe care l-am descoperit, da. Haideți să o citim. Unde... E aici în carte? Da. Deci, am spus, vrei să o iei? Pe magazinul meu, Mircea Dinescu, acolo, în probabil. 3 zile. Mircea Dinescu, pungul. Deci în 3 zile vine acasă, da? Da. Să plătește, ea costă 30 de lei, dar să plătește transportul, nu știu cum e. Se cheamă Balada Spitalului de Borne Nervoase din Poiana Mare. Am fost poet cu faimă în secolul trecut, când mă citeau și Nice, dar și Menumorut, și Daniel Sihasu, dar și Gheorghe Udej, ca bobul de fasole mă cățăram pe vrej. Inși în halate albe mă implorau, Iisus, ai rău de înălțime și o să cazi în sus. Așa că mi-a fost milă de ei și am coborât să-mi lege papionul din mâneci după gât. Ca să iau premiul Nobel și ca să prind curaj, regina Fabiola mi-a tot făcut masaj și m-a băgat sub fustă la dânsa ca să-l iau. Dar i-am văzut pisica și am urlat, miorlau. Și m-a lovit o poftă să o pup pe așezământ, că ea era flamandă, iar eu eram flămând. Am conversat cu Shakespeare adesea pe înserat, când el mi-a zis că dânsul n-ar fi adevărat, că alții stau în spate să-i scrie ce a scris, că opera-i proscrisă și el este proscris și că în realitate nici n-ar fi fost englez. Că a avut un frate probabil siamez pe care chiar în pântec la măsa l-a halit de-o face pe ciobanul acum la Maglavit, unde slujbași cu cernic al Dunării consimt să fiu Mircea Dinescu. De nu cumva mă mint. Și acolo pierdeai personalitatea, știi? Și era una, că mi-a povestit unul, era una care zicea că e regina Fabiola și umbla în curul gol prin curtea spitalului. În fine, frumos. Frumos. Ați început în forță cartea. Da. Ce mai e prin piețe, domnule Dinescu?
Mă, în piețe, acum e frumos că a apărut, au apărut urzicile mai demult. Așa, ștevia Dragaveiu, cum se zice în Oltenia, nu știu, ștevie... Dragaveiu, Dragaveiu, da, Dragaveiu. Ceapa verde, usturoi verde, dar de ăsta făcut din sămânță, nu de asta, că ceapa e de verde, trebuie făcută din copilul cepei, din arpagic, aia e ceapa bună, adevărat. Dar ăștia mai o păcălesc, că bag ceapă bătrână de asta, o bagă în, în pământ și ies 4-5 fire și scoți și aia ceapă verde. Dar nu e adevărată. Deci ceapa, e aia subțirică, rotundă, așa, cu mustăți, aia este ceapa verde care trebuie cumpărată. Cucoanele, nu știu, și sunt păcălite de negustoresele din obor sau din... Dar la Calafat toate au ceapă din, din arpagic. Eu care... tot elogez ceapa. Am scris și o poezie despre ceapă. Am fost fascinat de mic de ceapa roșie, ceapa bunicul meu cultivat, o soi de... Adică poate o zici și poate că e simpatică, da, da. Știi? Am făcut elogiu cepei, știi? Se cheamă Odă cepei de apă. Și că ai văzut când treci până diferit, spre Buzău, acolo sunt mari crescători de ceapă de apă, știi? Și e mai dulce, așa puțin, nu? Da, dulce, bună, cu sare și cu brânză și cu slănină, aoleu. Mâncare mai bună nu există. Și cu pâine caldă de la cetate. Eu fac în fiecare zi pâine acolo. În fiecare zi? Da. Iau de la prietenii mei care au moară acolo făină bună, știi? Contează foarte tare făina să fie proaspătă, știi? Din grâu nou, cum ar veni, grâu de anul trecut. Că, în general, ce cumperi tu de la supermarket e făină, poate să aibă și 5 ani și din... buncărele NATO să aibă și 10 ani, știi? În fine. Și am scris această poezie Odă cepei de apă. Căram un sac cu ceapă și nu înțelegeam de ce zic că-i de apă când parcă-i de mărgean, cu talii înflorate în fuste de țigănci, chiar îmi venea, măi frate, să le depun în bănci. Să am un cont mai mare și un cont ceva mai mic, cu ceapă de mâncare, dar și cu arpagic. Voiam de a să înceapă, dar, Doamne, ce păcat, că nu pot scoate ceapă și de la bancomat. M-am gândit, domnule, păi ceapa, cum mi-a zis, mă, ceapa trebuie să fie pe moneda noastră națională, suntem mari crescători de ceapă. Și acum a ajuns ceapa, este un fenomen foarte interesant. Ceapa, kilogramul de ceapă costă cât 2 kilograme de portocale. 8 lei sau nu știu. 8 lei, 10 lei, 10 lei. 6 lei, mai depinde. Bă, dar cum e posibil? Agricultura românească, pământ bun, ape noi, ajunge la noi ceapa 8 lei, înțelegi? Și 4 lei alea, portocalea care vin de la dracu, un praznic, nu? Drumul, transportul, nu știu. E, bine, nu. Sunt misteri ale acestei societăți de consum obosită și, în fine, care nu-i de adevăratele, din păcate. Se plâng oamenii în piață? Bă, se plâng că puterea de cumpărare a scăzut. Nu mai e, să știi, adică eu când am venit acum 10 ani, nu, 20 de ani era mult mai mare... te duci în piețe... Forfota din piață mai există? Forfota din piață. M-am dus la... de unde e născut Neamărei miliardar în... nu Cușmir... Băilești. La Băilești. M-am dus într-o zi, intru, eu, o piață foarte mare. Bă, nu era nici... În afară de mine nu era... M-am speriat. Băi, are Leșe cântecul ăla... Nu-i lumină nicării, au murit toți oamenii. Bă, unde sunt, bă, cumpărătorii? Adică erau 70 de vânzători și niciun cumpărător. Am și zis, băi, ce a dat Putin bomba aia, au pierit cumpărătorii. Asta e semn foarte prost. Păi societatea de consum care nu funcționează nu mai este societatea de consum. Asta e criza capitalismului. Trebuie făcut ceva, știi, nu e în regulă. Dacă ați fi ministrul agriculturii în România, ce măsuri ați lua? Băi, deci, aș porni de la această idee că noi avem pământul cel mai bun alături de Franța și ape. Avem foarte multe ape. Așa. În primul rând, la noi, cum mi-a spus mie un bătrân evreu care ne plângea de mine, care îmi spusese, dom'le,
Și eu am văzut porumb uscat pe malul Dunării, sunteți nebun la cap. Păi ce, noi crezi că ne batem cu arabii pe ideologii sau pe religii? Așa. Pentru râulețul la Iordanul, la unde s-a botezat Iisus, al vostru și al nostru. Da? Ori voi nu știți, voi ori aveți secetă, ori aveți inundații. Voi nu găsiți calea de mijloc să, când vin apele aia, să le puneți în niște văi, să le păstrați, să o dați vara înapoi, să o dați, da? Ori nu avem nici irigații. Oricum se moară grâul, are marele poet francez François Villon un vers, de sete mor alături cu fântâna. Știi? Cam așa se întâmplă cu noi. De sete murim alături cu fântâna. Ori aș fi pornit de la ideea, domnule, drama agriculturii române provine și de la faptul că au dispărut micii fermieri. Nu au dispărut, nici n-au reușit să se încoțopenească. Că dacă România ar avea fermierii pe care au francezi, astăzi am fi țară bogată. Pentru noi avem mari crescători de porumb, de grâu sau de soia sau de rapiță, da? Dar nu avem fermierii care să producă mii de chile de ceapă. Domnule Dinescu, luăm o scurtă pauză și revenim la discuție. Ne întoarcem. Ne-am întors, discutam despre agricultură. Vorbeam de micii fermieri. Păi, țăranului român care a avut dragoste de pământ, cântată și scrisă de mari prozatori români, da? Nu? Și de Coșbuc și de... țăranului român, când i s-a luat pământul în anii 50 și a fost băgat cu forța în colhoz, nu i s-a luat numai pământul, i s-a luat și căruța din curte, și plugul, și caii, și vaca, când povestea străbunica mea, că la ea din Bucu, unde ea, sat de Ardele, de altfel strămutați, că în timp primul război mondial, regele Ferdinand le-a dat pământ soldaților. De-aia n-a apărut, de frica să nu se apară și la noi chestia cu comuniști, când începuseră rușii și noi eram masați în zona aia, la Iași era capitala României atunci și amestecați cu rușii aia. Soldații ruși care s-au revoltat, au făcut revoluția, influențau și soldații. Și cineva l-a sfătuit, maestate, dați pământ, spuneți-le când se întorc acasă, că le dați pământ. Și a fost marea reformă agrară de după primul război mondial, în care li s-a dat pământ țăranilor care au luptat în primul război mondial. Erau sute de mii. Și unii din Ardeal au venit în Bărăgan, unde era pământ. Boierii au fost lăsați numai cu 100 de hectare, nu știu ce, nu mai aveau mii de hectare. Când s-a făcut... când au venit comuniștii la putere, țăranii aveau un hectar, două, trei, zece, erau țărani mijlocași cu 10 hectare, în fine, care au numit schiaburi. Când li s-a luat pământul acestor familii de țărani, li s-a luat și furca, și grebla, și caii, și asta am povestea străbunica mea, că avea un, la ei în Bucu, unul avea patru cai. Și când i-au luat caii, s-a dus în graj și s-a spânzurat cu codirișca de la bici. Deci au fost mari drame. Și cei mai mulți, fiind la CNSAS, când eram la CNSAS, am descoperit cu uimire că cei mai mulți oameni băgați în pușcării de comuniști au fost 70% erau țărani care nu au vrut să intre în colectivizare. Știi? 70%. 10% e pătura boierimii și a politicienilor și ăia care ciorditorii erau 20%, dar 70% erau țărani băgați la deci țăranii români au fost pisați. Li s-a luat și pământul și averea și nu știu. Când s-a făcut reforma asta, marea, să se îndrepte, 90. Marea nedreptate să fie reparată, a fost o mare șmecherie a PSD-ului și a tinjilor din zona lui Iliescu, care urmașilor care nu mai aveau acte, nu mai aveau înțelegi, li s-au înapoiat pădurile, dar celor care le-au cumpărat drepturile și au devenit niște golani mari, milionari pe cumpărarea acestor drepturi. Case, chestii, nu? Cum stau și zilele noastre în palatele Dilele nobilor, stă prietenul nostru Gigi Becali. Nu-l invidiem, e o figură, e simpatic, cu Dumnezeu, cu Maglavit, că și acum e în cumintri la mănăstirea Maglavit, în dreapta
E ctitor acolo? E Sfântul Gigi Becali, da. Da? E pictat pe biserică? Da, da, da. Sunt doi oameni de afaceri. Unul a murit acolo, care a dat mai mulți bani bisericii, și în dreapta e Gigi Becali. Te Gigi Becali? Să duc babele și bani mătănii la Sfântul Gigi. Apropo de Gigi Becali, știți că el a cumpărat acel palat din Alea, da, Alexandru, superbă, în centrul capitalei de la Victoriei, tot așa, pe retrocedări, pe mecanismul de care pomeniți, pe 7 milioane de euro și acum valorează, vrea să-l vândă cu 25. Da, merită, e superb, într-adevăr, clădirea, dar nu el, el n-a făcut șmecheri, el a cumpărat-o la niște șmecheri care au preluat. De la urmași. Care au cumpărat de la urmași. Pe drepturi litigioase. Da, da, da. Nu, că să nu se înțeleagă că l-acuzăm că... Nu, el a cumpărat de bună credință. Alții au cumpărat niște bandiți, erau... Bine, cu zona politică, da? Cum au luat ăla, e un bandit care au luat parcul nu știu care. Care parc, mă, cum să dă? Iliescu, Bățescu i-a dat. Milioane s-au făcut atunci. Dar țăranului român, după când s-a pus această lege a retrocedării și această frumoasă chestie, care a fost o mare găinărie, înțelegi? Țăranului român i s-a dat pământul pârloagă. În mod normal, dacă Iliescu era om de stânga, cum zicea că e, trebuia să spună, domnule, cât țăran, câte familii țăran? 2 milioane de familii de țăran, da? Să li se dea pământul și să li se dea o sumă de bani cu care să-și refacă gospodăria, pe care că ei, bunicii lor care au murit în pușcărie, în 50 de ani ar fi avut turme de vaci. Câte vaci în 50 de ani? 50 de vaci, echivalentul a 50 de vaci, mai mult, 50 de cai, pluguri, când nu știu, și ar fi trebuit dacă fiecare țăran român îi se dădea echivalentul a 100 de mii de dolari. Nu bani cash ca să-i joace la bambini, ci producea uzinele din Brașov tractoare. Fiecare familie țăran are dreptul la un tractor gratis. Da? Fiecare familie țăran are drept la semănătoarea, pluguri, o semănătoare la 10 familii. Păi înfloreau satele românești și nu mai fugeau țărani acum să muncească în patru labe la Culesparanghel, în curtea părinților lui Iohannes, cum zic eu. Asta e o mențiune poetică. Da, așa? Și țăranul român nu mai ajungea din producător culegător, cum au fost primii oameni de pe pământ, au fost culegători. Și România ar fi fost o țară bogată, pentru că eu tot spun, când te duci la Paris, în jurul Parisului sunt ferme de 5 hectare, 3 hectare, sunt mii de ferme care aduc mâncarea, vinul, zarzavatul, pâinea, nu știu, de acolo, din micile ferme. România, la ora actuală, la coana Europa, e trecută cu țara cu cei mai mici, cu cei mai mulți fermieri. Pentru că și țața Gherghina, care are 2 hectare și le-a dat să le lucreze și dau ăștia mari fermieri, îi dau grâu să-și facă făină și nu știu ce, că li se dă, da? Ea e trecută ca fermieră acolo. Ei nici nu știu țăranii români, că la Bruxelles sunt fermieri, da? Mulți nu mai lucrează, nu mai... Așa. E, aici, dacă se făcea o asemenea politică, înțelegi, cu ferma românească, în primul rând, ei n-au știut să-și facă proiecte de să ia bani de la coana Europei, și că nu i-a învățat nimeni. Trebuia trimis și în sate, domnule, câți oameni, familie de 4 oameni, ați avut pământul și hai să facem. Trebuia să făcut o bancă agricolă să li se dea bani, fiindcă nu poți să faci proiect dacă n-ai tu bani de pornire, știi? Ți-ți dă după aia înapoi... Da, să ai o cotă parte. Dar în fine, nu s-a făcut absolut nimica. Și-au bătut joc. Țăranul român a fost a doua oară în capitalist și au bătut ăștia joc de ei. Petre Daia, ce spuneți? Cum îl vedeți? Petre Daia e un entuziasm. Și l-a luat valul, e visător. Este o figură. Că el știe meserie. Eu când l-am cunoscut pe Petre Daia, încă nu fusese ministrul agriculturii. Și ce crezi? Trăia din... producea ouă, vindea ouă, avea o fermă la vreo 70 de kilometri de cetate, avea nu știu câte sute de găini și Petre Daia era producător de ouă. Da? De acolo îl știți? De acolo ouăle lunăsase, nenumărate.
Că îl știa, Năstase îl știa, socrul său fusese ministru agriculturii și de-aia lucra pe acolo, pe la socrul său, că de-aia l-a ridicat. Dar îi mergea mintea, e o figură, știi? Numai că l-a luat valul, acum n-a știut să... L-au păcălit ăștia la cucoanele alea, știi, care nu știu, cred că brânza se extrage din colțunaș și din merdenea, înțelegi? Bine, nu a știut efectul ăsta devastator al cerealelor care s-au răstogolit peste România, fiindcă cu cerealele alea din Ucraina se rezolvă și problema că suntem nevoiți să mâncăm gândași, că ele au și tot soiul de gâze, de nu știu ce, știi? În fine. Deci Daia. Dar aici nu mai depinde de Daia. Trebuia lucru bine făcut al lui Iohannis să ia această... Trebuia de atunci, de pe vremea lui Irescu. Bă, dădea înapoi, dădea țăranilor să încoțopenească, eram tare de tot. Eram cei mai bogați din Europa, știi? Hrana, mâncarea, știi? Vă tentează făina de greieri sau... Mai știu eu ce... Mă, greierul pentru mine, eu nu l-aș omor. Greierul e poetul gâzelor. Cri, 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 el stă și cântă la vioară, da? Își freacă piciorușele alea și produce un sunet frumos, da? De ce să mănânc eu greier când el trebuie să zburde până iarbă? Plus că noi nu suntem în situația țărilor din deșert unde se mănâncă și greier, și scorpion, și lăcuste. Și sus, când a fost deșert, a mâncat lăcuste cu miere. A găsit o scorbură cu miere și a întins cu lăcusta în ea. Deci n-ar fi o pentru lumea aia, știi, din unde e numai soare și nisip și câteva fire de iarbă. E o prostie fără de margini. Să încerci să impui unor oameni care au mâncat mii de ani din... În primul că trebuie să-ți mănânci chestiile de la tine, știi? Toate popoarele au tradiția bucătăriei italiene, franțuzești, românești, bulgărești, știi? Să trecem pe greu. Niște imbecili, știi? N-am nimic împotriva chestiei de a se cerceta. Și cine are chef să mănânce greier, poate să mănânce și pilitură de fier. Și faci făină din fier și o mănânci. În fine. Astea sunt caragioslâcuri și mizerii până la urmă, știi? Când, în loc să ne ocupăm de... Încă o dată, am putea să dăm de mâncare întregii Europei. Și dădeam pe vremea comunismului, dădeam de mâncare rușilor care aveau, cum spun eu, mai multe tancuri decât găini, RDG-ului și RFG-ului. Ce era mai bun sau ce am RFG? Roșiile alea gustoase. Păi bunicul meu își păstra semințele. El, când o roșie pe vrejuri avea mii de vrejuri de roșii și erau unele care făceau roșii de un kilogram. Și alea nu le dădea la cucoanele pe care le babardea el, și le păstra, le scotea, le lăsa să coacă bine, pe urmă le punea la soare și aduna sămânța și pe urmă al doilea an avea 100 de răsaduri din roșiile alea, știi, nemaipomenite, parfumate, nu rezistă mult alea, că au pielița fină și sunt sucul ăla grozav în ele, miros frumos, da? Ei bine, roșiile olandeze care vin din Olanda, ai crede că le pui la soare și le scoți sămânța, ele nu produc, sunt făcute de genetic să iei sămânța tot de la olandezi. Deci săranii ăștia care cultivă roșii cu sămânță olandeză nu poate să facă ce făcea bunicul meu, să ia din roșiile alea, să usuce sămânța, să o bage într-un ciorap, când ciorap se țineau de obicei de damă, așa, semințele au uscat după aia, până primăvara. Alea nu produc, sunt moarte genetică, adică nu, în fine. Ori noi ne-am pierdut această tradiție, știi, aveam soiuri, mai sunt câțiva nebuni considerați care au început să caute, să chiar au luat din Canada, unde au descoperit că s-au dus roșii românești acolo și s-a pierdut la noi și au găsit în Canada
roșia românească. Au găsit unde s-au exportat și aia și-au plantat roșii. Dumneavoastră plantați roșii acolo la cetate? Cum? Plantați. Păi da, în, la Calafat acum au început răsadurile, pe unde vrei, pe unde nu vrei. Zi? Mi-am pus în, și în, am niște prieteni buni, un fermier de vaci și cu soția lui nemaipomenită, face cașcaval. Bine, nu face cașcaval, că a dat peste un nenorocit care i-a păcălit, le-au luat vacile, în fine. Ferească Dumnezeu, știi de... Suntem în țara nimănui. În saci, pui pământ în sac și plantezi roșii. Ai 100 de saci și muți la soare, nu știu ce, și mănânci roșii adevărate. Și ai o, da, o livadă mobilă, practic. Da, da, da. Și miros frumos, floarea aia galbenă de roșie. Eu sunt absolut dependent. Eu când miros, așa cum miros iubita, știi, la coada roșioare, știi, are un parfum. Este absolut te îmbată mirosul de roșie, știi? Sau mirosul de vânătă coaptă, la fel. Aoleu! Să și ce bună e vânăta românească. Alea sunt pline de apă, că vinete olandezii, știi cum, iau, au sere și au un soi de vată minerală, așa, cu apă și cu substanțe chimicale. Și au roșii de 5 metri care le culeg așa. Alea n-au văzut pământ. Sunt roșii extraterestre. Poți să o pui pe televizor, stă liniștit 2 ani de zile, zici că e bibelou. Domnule Dinescu, am ajuns la final, să chem în această notă gurmandă. Săptămâna viitoare facem o emisiune cu rețete pentru Paște. Rețete, da. De ce să mai, nu mai am timp? Uite, ăsta, copilul ăsta care mi-a scris versurile. Aducem cartea și săptămâna viitoare și Mircea în fiecare Dinescu săptămână citim. Îmi fac reclamă. Mirceadinescu.ro. Da. Mulțumesc, domnule Dinescu. Vă face bine, e medicament. Atât pentru azi, ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.